Că spre diferență de Camera Deputaților, în Comisia Juridică a ieșit o luptă politică mai mult decât o luptă de idei. La noi, în Comisia Juridică, au fost invitați și au participat cele mai reprezentative persoane din domeniul justiției, iar discuția a fost foarte elegantă și constructivă. Pe lângă SIJ, am participat și chiar am analizat foarte atent ceea ce a însemnat pachetul de legi pe justiție și care au intrat și au căzut în Senat, pentru că era clar o degringoladă. De asemenea, vă dau un element extrem de esențial pe care l-am observat. Niște modificări care, dacă le vedem separat, s-ar putea să nu aibă influență, dar care erau concentrate și gândite ca strategie din partea PSD-ului pentru desființarea justiției. Pe de o parte, se dorea întârzierea intrării în magistratură a unor noi absolvenți de drept, prin prelungirea termenului de stagiatură, să zicem așa, până la 4 ani. În același timp, s-a încercat reducerea foarte mult a perioadei de stagiu obligatoriu și respectiv posibilitatea de a te pensiona după aproximativ 20 de ani de profesie. Deci dacă le vedem separat, s-ar putea să nu avem o analiză corectă, dar dacă le vedem împreună și cele două pachete de legi ar fi funcționat, sistemul judiciar în România ar fi fost desființat, pentru că cei care rămâneau nu aveau suficientă vechime să urce la cele mai importante instanțe, curs de apel și în alta curte de casație și justiție, și în același timp, cei care aveau experiență plecau pentru că acceptau o pensie, puteau să intre în avocatură și să-și cumuleze pensia de magistrat, exact, care este foarte mare, cu alte venituri din alte profesii pe care le puteau împărtăși. O altă problemă importantă discutată de senatorii juriști se referă la cadrul de funcționare în România a structurilor parchetului european, fapt care se va concretiza și prin activitatea procurorilor europeni delegați localizați în fiecare stat membru. O altă lege foarte importantă este înființarea parchetului european și modalitatea în care el va funcționa în România. Deci au fost foarte multe legi extrem de interesante care au fost discutate în Comisia Juridică. Senatorul liberal Cristian Niculescu Țigârlaș a precizat că se va continua focalizarea activității pe prioritățile reale, a căror rezolvare va asigura funcționarea corectă și eficientă a justiției în România.